O bază sportivă de tip 1 a fost recepționată la Lugoj. Aceasta a fost finanțată prin Compania Națională de Investiții. Noua bază sportivă a devenit extrem de necesară și va deservi în condiții excepționale sportivii lugojeni. Baza va ajunge în administrarea CSM Lugoj, adică pe mâini bune, spune Claudiu Buciu. Mihai Angel, directorul instituției, fiind principalul pilon al dezvoltării CSM-ului în ultimii 3 ani și jumătate. Din fericire, lucrările au decurs foarte bine, adică acestea au fost făcute în termen și au fost făcute la un alt standard de calitate. Licitația pentru proiectare și execuție a fost făcută de Compania Națională de Investiții, finanțarea venind tot prin dânsii de la Ministerul Dezvoltării. Este un proiect la baza căruia a stat o solicitare a administrației publice locale din 2019. Noi am finalizat proiectarea, noi am obținut finanțarea și am acordat asistență constructorului și CNI-ului pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor. Este un spațiu care devenise foarte, foarte necesar pentru că la cluburile de junior pe care noi le-am ființat când am venit în primărie, deja avem înscriși peste 720 de copii care efectiv pe infrastructura actuală de baze sportive nu mai aveau unde să desfășoare antrenamentele sau competițiile. Baza sportivă conține un teren de sport de dimensiuni mari pentru fotbal, suprafață sintetică omologată, un teren de sport multifuncțional pentru handbal, basket, volei și tenis, o clădire pentru vestiare, spații sanitare, administrative și tehnice, instalații de iluminat nocturn pentru ambele terenuri, 500 de locuri în gradene, spații verzi, parcare, alei pietonale și o cabină poartă.